Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Fratele Peșii a cântat foarte frumos. Da, știri din lumea celor care nu cuvântă. Un papagal care nu cuvântă a rămas captiv o lună într-un supermarket, timp în care s-a hrănit cu croasante. Mi-a plăcut asta, da. Da. Expresia captiv a fost folosită de oameni. Eu cred că el a avut altă părere. Eu nu cred că el s-a simțit captiv. Chiar așa ai văzut că în hipermarketuri și aici la noi sunt vrăbii pe sus, par foarte fericite. Mai apar câteodată, nu sunt regulat. Și eu le văd aproape tot timpul. Da? Bine, la voi la țară acolo intră mai multe zburătoare. Uneori zboară rândunele, adică, serios. Deci e vorba de un papagal cacadu cu creastă galbenă. Frumos. Din Sydney, Australia. Ai avut? Nu, dar să ia mari. Așa sunt ei, mari, da? Mai măricii, da. Nu știu cum arată papagalul cacadu. Are cineva papagal de ăsta? Sper să nu-l confund cu alt papagal. Papagalul cacadu a intrat în magazin în timpul programului de funcționare și n-a mai găsit o cale de ieșire. Asta credem noi. Eu cred că ăla a fost un papagal foarte șmecher. El s-a uitat, a văzut zona de verdețuri, legume, a văzut zona de patiserie, panificație, pâinici. Exact, da. Și poate și la sălămioare ceva a simțit și a zis, aici e de mine. Și s-a băgat în supermarket. E detalia porumbelului, ca paranteză închisă. Aha, deci adică mi-e de la pitic, de la de colivie mic. Aha, la peruș. Peruș. Da. Mai sunt unii. Și aia mare de tot, aia cred că le zice, lor cred că le zice Alexander. Așa e, așa e, cred. Aia sunt mai multe specii, dar sunt în general sud-americani. Și care vorbesc, știi? Da. Da. Și revenind la papagalul ăsta, un paznic de noapte l-a observat și a început să-i lase apă și de mâncare, croasante. Dar cum o fi ajuns tu la croasante? Tu ce? E deștepți. S-a prins. Dar are la pungă micidii? E, da. E... proaspete? Aici e o discuție largă. Cu ciocolată? Cu șampanie? După un timp s-a aflat de aventura papagalului, care a fost supranumit, sau mă rog, s-a spus Mickey. Alți angajați au încercat să-l prindă. Știrea spune că, și citez, pasărea a început să fie tot mai temătoare din cauza numeroaselor încercări ale oamenilor de a o captura și elibera. Nu mă termen greșiți în știrea asta, cuvântul greșit aici este elibera. Eu cred că Mickey s-a prins că voiau să-l zboare din magazin de la croasante și el nu a perceput asta ca o eliberare. Deci el s-a zbătut, s-a prins că e ceva neregulă cu ăștia care se uită după el și probabil că s-a luptat să rămână cât a putut. Pentru a ajuta la calmarea lui Mickey, citez în continuare din această nouă publicație care este favorita noastră, petscats.ro, de la care am aflat despre șamponul de hamster. Acum am aflat despre aventurile papagalului Mickey, deci citez. Pentru a ajuta la calmarea lui Mickey, organizația Feathered Friends, adică prieteni cu pene. Da. Specializată în salvarea și îngrijirea păsărilor sălbatice, a adus în magazin un alt papagal cacadu, pe bătrâna Doris. Opa! În încercarea de a-l atrage pe papagal și de a-l face să se simte sigurat. Și eu cred că când a văzut-o, a zis, pă bune, bătrâna Doris o știe dată pădurea, adică serios? Și în cele din urmă l-au capturat. Eu zic că Mickey s-a predat după ce i-au băgat-o pe Doris în casă. Da, da, cred că Doris îl cicălea pe, da, magazin. Și a zis, hai că nu, numai... ce liniște era aici. Acum cu Doris nu mai e viață. Bă, asta e. Deci nimic din ce bun nu durează. Ministrul Mediului din Australia a declarat, este o bucurie să știm că Mickey e acum în siguranță și urmează să fie eliberat în mediul său natural. Vezi, mă, ce înseamnă Mickey săracul, cred că intră într-o depresie cumplită. Unde sunt croasantele mele? Care le-am avut? Și acum le papă Doris pe toate. Mi-au băgat-o pe Doris pe gât, pe gușă. Când o să ajungem, mă, și noi acolo? Unde, mă? La, să ai liniște asta, să ai preocupări de astea, să iasă un ministru să spună, domne, ce mă bucur că l-ai eliberat pe Mickey. Să apare și la noi un ministru al mediului să spună, domne, ce mă bucur că am văzut un urs fugind pe Valea Toftanii. Da, ai dreptate. Acum e imposibil să... Dacă vreun ministru iese și face o astfel de declarație, cred că este știrea săptămânii și este un scandal monstru. Se moare de foame România și ministrul vorbește de papagalul de supermarket. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.